Și din păcate, așa cum spuneați, poate să dureze, din păcate, și noi nu o să avem o capabilitate. Da. Aici este până la urmă, riscul mare. Andrei Ignatăr, de ce l-ați demis de la minister? Pentru că sunt foarte... Armament, ca să explicăm telespectatorilor. Au fost foarte multe proceduri care, cel puțin cele de anul trecut, au mers destul de greu și de prost. La ce proceduri vă referiți? La procedurile începute anul trecut. Fie că vorbim de camioane, fie că vorbim de, corvete, fie că vorbim de avioanele F-15, la care doar acum am terminat documentele săptămâna asta. Sper să le trimitem inclusiv la portughez pentru cele 5, pentru că avem aprobarea și verbală și discuțiile cu cei din, Portugalia. Și alte proceduri pe care le-am avut anul trecut. Am văzut că aceste lucruri n-au funcționat cum ar fi trebuit. Și am ajuns la această decizie, o chestiune pe care... N-avea nicio legătură cu faptul că era propunerea organizației Craiova, adică omul Guței și al lui... Nu, Bucura, nu m-am gândit la așa ceva. Eu vă întreb, nu știu cine l-a susținut, nu asta a fost. Vă spun, era al Guța și al lui Manda, că era de la Guț. Când mi-am asumat această funcție din nou, mi-am asumat să vin să fac ceva. Și sunt 6 luni de zile, din păcate... în care muncesc 10, 12, 14 ore pe zi și pe partea de înzestrare sunt puține lucruri pe care am putut să le mișcăm ca cum trebuie. Avioanele iar eșoim. Toate declarațiile astea de bune intenții, toată, cum să spun, afabilitatea dumneavoastră, dorința de a vă face plăcut și de a transmite un mesaj pozitiv, da? Cade în fața următoarei informații. Domnul Ignat, colegul dumneavoastră, pe care l-a spus secretar de stat pe înzestare armamente, adică da? Adică pe câteva miliarde de euro, da? Pe buget. Nu, omul ăsta, nu l-am pus. Cum l-a spus dumneavoastră? Păi nu l-am pus pe Andrei. În mai 2018 cine era ministru la domnul Fifor? Domnul Fifor. Da? Ca să... Cum a fost ales domnul Ignat? Fără niciun fel de experiență, să facă el proceduri de miliarde de euro cu importanță pentru siguranța națională. Luat de pe stradă, domnule Leș. Da? Și ce vreți să vă răspund la această întrebare? Pe asta este poate povestea guvernului dumneavoastră PSD. Nu, oameni nepotriviți. Și ai la ce vorbim, este general versus politicieni. Adică într-un discurs cu generalii respectiv, vine domnul Ignat. Domnul Bucura, dar vă rog eu într-o zi să mă invitați la emisiune cu ce general doriți dumneavoastră, cu care îl doriți, îl respect și stau la o discuție cu domnul general Ciucă, cu oricare din categoriile de șefi de la categoriile de forță, să vedem dacă există astfel de discuții în cadrul Ministerului Apărării Naționale. Păi nu, eu n-am spus că nu ei le spun asta, eu vi le spun. La fel cum vă spun și povestea cealaltă cu politicul și cu beneficiile pe care politicienii vreau. Nu să vină nimeni să vă confirme că Dragnea vroia să ia lumină de la Statele Unite spunându-le eu vreau să dau 2%, că eu sunt ăla. La fel cum nu vă va spune nimeni că Ignat ăsta era omul filialei de la Dol și parașutat acolo pe niște bugete de miliarde, că te doare inima numai când te gândești câți bani și omul nu avea niciun fel de expertiză. Sau... Eu știu, dar e vorba de expertiză. Acum, dumneavoastră l-ați dat afară, nu l-ați dat afară că a fost o lumină, nu? Ați spus mai devreme și ca să înțeleagă telespectatorii. Sau poate a fost, da. Să înțeleagă telespectatorii. Dumneavoastră nu veniți din sistemul militar. Ministru într-un minister nu trebuie să fie neapărat să aibă CV-ul pe domeniul respectiv, pentru că este factorul politic. Dar secretarul de stat, ăla care se ocupă tehnic de înzestrare, ăla trebuie să știe despre ce e vorba. Nu era normal ca să iei pe Ignat de la Craiova, de pe stradă, că avea un butic sau ceva de genul ăsta, și să-l pui să facă achiziții de miliarde pe tehnică militară, domnule Leș. Iar dumneavoastră trebuia să le spuneți colegilor din guvern, mă, eu nu cresc cu omul ăsta. Că nu mă pot da pe mâna ăstuia să-mi facă mie proceduri cu F-15 și așa mai departe. După ce s-a dus Dragnea la pușcărie, ca să păstrăm adevărul cronologic. Nu a fost vorba de asta. A fost doar o coincidență. Nu a fost vorba de asta, vă spun. Am luat decizia la momentul la care am văzut că sunt atâtea proceduri care merg prost. Iar la momentul de față, în departamentul pentru armamente, sunt foarte mulți specialiști, dar avem o lipsă acută de resurse umane. Ați văzut greu atunci că alea offset-ul cu 8x8 blocat tot de individul ăsta. Nu este blocat de... Partea de... Astea de corvete le-am stabilit. Partea cu... ce a avut vreo 3-4 reproșuri majore i-ați făcut ăsta, nu? Partea de 8x8 nu este blocat de secretarul de stat și nici de către ministru. Producătorul la acest moment nu a trecut testele de acceptanță pe toate subansamblele pe care le-a pus pe acel produs. Se pare că asta le are. Acuzație gravă. Dar el o parte din produs, el le-a livrat.